Bine, eu despre principiul oblinzii mi-am dat seama în momentul în care, fără să vreau, am început să simt corzile. Stingurile. Și atunci... mi-am dat seama că e altceva. O să vorbim despre mai multe, că aș citi și multe și descoperiți că nu se prea potrivește în practică. De exemplu, aș citi mare majoritate, cred că secret, corect? Da. Și nu vă iese. Nu vă iese secretul. Și nu înțelegeți de ce nu vă iese secretul, corect? Pentru că acolo, de acolo lipsesc niște date. Și datele respective, normal. Că nici măcar aia greu scris cartea, nu le știu. Ideea este că dacă un lucru funcționează pentru un om, nu înseamnă că funcționează pentru toată lumea. Bă, este un principiu care a rezonat sau a funcționat pentru mai mult. De asta a mers pentru voi. Dar oamenii aveau niște caracteristici comune. Și de asta revin la măsurători și la faptul că măsurătorile vă ajută să înțelegeți niște lucruri. Eu nu zic să deveniți dependenți de măsurători. Dar câteodată, ca instrument de cercetare, radiestezia este bună. Puteți să descoperiți niște lucruri interesante. Oricum, când m-am gândit la tema asta, m-am gândit că nu e simplă. Da, mă gândeam de ce e important. Pentru că dacă vă înțelegeți oglinzile voastre și înțelegeți principiul prin care pot fi schimbate oglinzile, atunci puteți să vă îmbunătățiți viața. Și cred că asta este un pas foarte important în evoluția personală. Cum pot să-mi fac viața mai bună? Vreau să vă spun un lucru. Orice schimbare faceți în viața voastră, automat determină o schimbare a oglinzilor voastre. Și atunci, este bine să faceți schimbări din când în când. Bineînțeles, pantofii, nu? Doamne. Aici e mai important. Mai glumă, mai serios, zic că până și îmbrăcămintea schimbă oglinda. Și parfumul schimbă oglinda. Și coafura schimbă oglinda. Femeile fac asta intuitiv, nu? Când au o problemă în viața lor, se duc la coafură. Și au dreptate. Vorbesc serios că au dreptate. Sau să duc să fac shopping terapie. E și asta o formă de schimbare oglinzii. Vorbesc serios. Deci da. Eu mă dau infect. Până și voi scrieți aici. Datorită principiului oglinzii. Bun, rău, ăsta sunt. Rezonați cu mine.
Ace și nu-i rău. Păi ce scăută la el? Da. Undeva, sunteți la fel. Rezonați cu fațeta a mea, mai bună, mai rău. Undeva acolo. Omul nu e o fotografie bidimensională. Omul e ca un diamant cu foarte multe fațete. N fațete. Automat atragem N oameni. Și cum e că nu-l atragem cu cele șlefuite, le atragem cu cele neșlefuite. Dar chestia asta ne face, de fapt, să reformăm. Nu. Asta ne face, de fapt, să ne schimbăm. Mai stăm? Nu. Așa zic și eu. Bun. În universul ăsta, totul este vibrație, da? Poporul ăsta român, totul este frecvent. Și poporul ăsta român este destul de înțelept, așa. Și el spune un lucru foarte drăguț. Cine se aseamănă? Da, domnule. Întrucât nu e citat din Dragoș. Și de-aia sunteți aici, pentru că fără să veți aveți niște preocupări comune. E aici ceva. E tablou, nu? E ecranul? Și se aseamănă să nu. Totul în universul ăsta se bazează pe legea atracției. Sau pe legea respingerii. Ca două obiecte să se atragă, trebuie să aibă un punct comun. Care le fac să se asemene. De ce? Foarte simplu. Noi avem ideea de spațialitate și de timp. În realitate, asta nu există. Punctele astea două coexistă într-unul singur. Și asta face ca aceste două entități să se apropie. Așa că, dacă avem doi oameni, o să vorbim și de legea karmică, ca să, mă rog, ăsta e mai mic. Ceea ce face pe ei să se apropie, sunt două puncte comune. Cel puțin. Punctele astea comune pot să existe la nivel de conștiință, corect, la nivel de suflet și la nivel de sine. Deci astea sunt cele trei niveluri la care pot să rezoneze doi oameni. Bun. Păi și ce are asta cu oglinda mea? E foarte simplu. Viața este făcută în principiu pentru educație. Viața este făcută în principiu ca să învățăm. Și eu nu pot să înțeleg decât dintr-un punct exterior. Și nu pot să înțeleg decât dacă mi se întâmplă mie. Și relativ la mine. Și aici o să pornim un pic de la legile karmice. Adică de la legile karmice, de la problemele karmice. Doi oameni, da? Se întâlnesc pentru că în ei există coarda asta care îi atrage. Corect? Asta înseamnă că există un punct într-unul, punctul în celălalt. N-are importanță unde sunt. Că unul e în cer, că unul e în iad, că unul e în pământ. N-are importanță. Corzile astea rămân. Și îi fac să se atragă unul pe altul. Ok?
De ce cred eu că e important să înțelegeți principiul ăsta? Să nu mai fiți nemulțumiți. Că sunteți într-o relație, că aveți o profesie, că sunteți în România, că sunteți bărbați sau femei. Primul lucru pe care am de făcut, pe care l-am de făcut în evoluția mea este să știu foarte clar unde sunt și de unde plec. Fără nicio nemulțumire. Pur și simplu e o constatare. O, bună seara, maestru. Pur și simplu e o constatare. Constat unde sunt. Restul, că sunt nemulțumit, că nu sunt mulțumit, că nu-mi convine, că nu-mi convine, aici. Important e ca eu să constat că sunt unde sunt. Și după aia încep să verific. V-ați trezit pe planeta Pământ. V-ați trezit bărbați, femei. Vă convine. Nu vă convine. Asta nu are nicio importanță. De aici plecați. Înțelegând principiile care guvernează lumea asta în care trăim, planeta asta Pământ, puteți să o schimbați. Nu planeta, ci raportul vostru cu planeta. Da? Cum determină treaba asta la nivel exterior? Păi foarte simplu. Și spunem, dacă eu consider planeta asta loc de joacă, cum va fi planeta asta pentru mine? Un parc. Un parc de distracție. Asta apropo de întrebare. Ceea ce avem interior generează ceea ce există în jurul nostru. Dacă la nivel interior sunt un spirit plin de suferință, de dorință de moarte, pe scurt sunt un spirit deprimat, cum pot să lucrez cu spiritul meu tocmai pentru a vindeca de suferință și deprimare? Chiar vreau să mă vindec. Toți suntem aici pentru aceeași problemă, să știți, pe planeta asta. Și atunci, problema este... Deci ăsta e parc, da? Parc de distracție. Dar dacă eu cred că este loc de tortură, ce va fi planeta Pământ pentru tine? Iad. Simplu. Ceea ce e în mine determină ceea ce e în exterior. Dar nu la nivel conștient, să știți. La nivel de sine. Profund. Bun. Și acum să înțelegem ce e cu sinele ăsta. Pentru el suntem aici. El trebuie educat. Programa asta de la nivelul ăsta trebuie schimbată. De la nivel de sine, percepția mea vis-a-vis de lume, viață, lume, Dumnezeu, femeie, bărbat, sex, biserică, religie, sfinți. Asta trebuie schimbat la nivel de sine. Bun. Ce am eu de făcut? Ca să aflu exact cum sunt eu, trebuie bune să mă analizez. Eu mă analizez pe mine. Descunosc maestrii de-ai mei, care nici acum nu își asumă rezonanța cu părinții. Pot să mă nasc din niște părinți cu care nu am rezonat? Nu. Deci răspunsul e nu. Pentru că trebuie să există o minimă rezonanță ca, cel puțin, la nivel de ADN-ul, ca să cobor sau să mă manifest prin ei. Deci nu se poate. Chiar dacă ești abandonat, chiar dacă pleci singur, eu știu, n-ai cum să pleci singur ca bebe, sau îți mor părinții, sau rămâi singur, sau ajungi la altă familie, principiul prin care ajungi la altă familie este tot principiul rezonanței. Dar, de cumva,
am rezonat cu familia asta din care m-am născut, la nivel genetic, cumva rezonez cu familia la nivel spiritual, care mă va crește. Deci nu există că m-am născut dintr-o familie degeaba. Și foarte important. De ce? Pentru că înțelegerea voastră ca spirite presupune să înțelegeți și în primul rând pe părinții voștri. Ei sunt prima voastră oglindă. Nu e prima. Hai să pornim cu prima. Știți care e prima oglindă care este în realitate oglinda voastră? Ăla ești tu, nu e oglindă. Locul în care te naști? Nu. Nu. Era să scrii cu 2 de râs sau cu 1 râs? 2. Primul lucru care rezonați este Terra. Care este caracteristica Terrei? Îmi pare rău, dar prima voastră rezonanță este cu proto-părinții voștri. Eva și Adam. Deci, fiecare dintre voi, indiferent de unde veniți, că sunteți îngeri, extraterestri, născuți pe planeta asta, veniți de pe altele, aveți o legătură cu proto-părinții voștri. Adică caracteristica voastră care va fi? Păi Eva va fi curioasă ca să fie foarte șmecheră, iar Adam va fi tributarul cumva femei. Eu vorbesc foarte serios. Și să mă soare BT-ul Carmen de Neama, Eva și Adam? Poți să mă soare. Dar eu vorbesc serios. Deci, ați rezonat cu neamul acesta al omenirii de pe Terra. Nu v-ați născut pe o planetă unde entitățile au ales să-i slujească lui Dumnezeu. V-ați născut pe o planetă unde entitățile au ales să meargă de unii singuri. De unele singuri, mă rog. Bă, e clar? Știu că am luat-o de la Ana la Caiafa. Dar asta e o realitate. Chiar dacă vă convine sau nu. Deci, vreți, nu vreți, unul dintre lucrurile pe care va trebui să le studiați, bă, ce-i cu Eva asta? Și de ce suntem noi vulnerabili în fața șarpelui? Ai înțeles? Bun. Deci primul pas către oglinda noastră, ce putem spune despre noi? Că sunt oglinda noastră, prima noastră oglindă este Aloha. Terra. Adică, cum e planeta asta? Războinică, are toate. Poți să rezonezi cu frumosul în ea, poți să rezonezi cu foarte multe lucruri în ea. Nu trebuie să rezonezi neapărat cu urâtul în ea, să știți. Că are și părți frumoase. Dar oricum, există o problemă la nivelul ăsta. În fiecare dintre noi. Chit că vă convine, chit că nu vă convine. Adică, femeile trebuie să învețe să stăpânească curiozitățile și mințile. Iar bărbații trebuie să învețe că așa cum îți dă Dumnezeu femeie, poate să-l mai dea. Nu trebuie neapărat. Să faci tâmpeni din cauza unei. Vorbesc serios. Greșeala lui Adam nu a fost. Știți care a fost greșeala lui Adam? Nu că a mâncat din mărți. Nu. A mâncat. Dar după aia da vina pe Dumnezeu. Femeia pe care tu mi-ai dat-o, adică tu ești de vină că eu am mâncat din mărul pe care mi l-a dat Eva. În loc să spună, dom'le, femeia e defectă, fă-mi alta, nu mai dau o coastă, o fac talia mai subțire cu ocazia asta. A dat vina pe Dumnezeu. Poftim? Eu cred că, păi nu și-a asumat. Nici el nu și-a asumat. Mă, curiozitatea omoră pisica, știi cum e. Bun. Deci prima voastră oglindă, Terra. Oglinda voastră este Adam și Eva. Ce se întâmplă între Adam și Eva? De unde? E o schismă îngrozitoare. De ce? Pentru că după aia a apărut, mă rog, blestemul la 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 la.
Perfect. Nu intru în polemici dacă viața protopăriților noștri este sau nu adevărată. Dar vă spun ceva. Conflictul ăsta datorat acelei probleme la un moment dat se regăsește în fiecare dintre noi. Adică conflictul dintre in și el. Adică noi suntem aici tocmai pentru că rezonăm cu un dezechilibru între masculin și feminin. Bărbatul consideră vinovată femeia, iar femeia consideră că bărbatul e prea prost să înțeleagă. Deocamdată înveți de la mine. Când o să vin eu să învăț de la tine, o să poți să spui. Dar există asta la nivel de subconștient. La nivel de subconștient feminin și la nivel de subconștient masculin. Iar voi, prin ajungerea la nivel de sine și prin armonizarea in-yang, de fapt, să știți că vă ocupați inclusiv de rezolvarea problemei, conflictului inițial. Dacă stați să vă gândiți, conflictul ăsta mai apare într-un moment. Știți care e momentul în care mai apare? Momentul Iov. Ce i-a zis nevastă sa? Vesteamă că Dumnezeu. Că uite ce mi-a făcut. Da? Bine, asta nu înseamnă, Doamne ferește. Dar este o formă de manifestare a subconștientului feminin. Da? Lucru pe care voi trebuie să-l schimbați. Pentru că motivul pentru care femeia a avut de suferit, știți că pleacă de aici. El zice, m-am luat după tine. Și uite-mă acum că trebuie să muncesc ca un câine. Pe planeta asta, nu? Bărbatul să-și câștige pâinea cu sudoarea frunții și femeia să nască prin durere. Asta a fost sentința. Dar problema nu a fost de sentință. Pentru că eu, prag spiritual pe care oamenii l-au coborât și a ajuns să nască precum animal. Mă rog, asta este altă problemă. Bun. Adam tăia. După aia, înainte de părinți. Ba, părinții sunt primi, nu? Sunt părinții, da? După aia neamul în care ne-am născut. Păi ce fel de neam e neamul ăsta românesc? Deci sunteți români. Care sunt caracteristicile poporului român? 1. E un neam misogin. Corect? 2. E un neam vânzător. Nu e leneș. Nu. Luăm partea negativă a lucrurilor deocamdată. Deci, și-au trădat, și-au omorât, s-au chinuit, nu s-au înțeles bine decât, decât când au venit alții de afară, n-au avut încredere în ei, și-au dat copiii și femeile ca să nu vină turcii peste ei. Deci, imaginați-vă numai asta. Lăsați poveștile de istorie că suntem un neam nemaipomenit și ce am făcut noi. Turcii nici măcar nu știu de România și că s-au bătrânat pe România. Nu știu nimic de noi, vă zic eu. Astea sunt poveștile de istorie făcute să ne crească nouă, vai, stima de sine națională. Care, în afară de câțiva oameni, nu are. Și atunci, aici apare problema. Dacă trimitea oia un corp de armată, de gata, era război în Balcani. Nu dați seama. Deci noi suntem născuți în România. Suntem, facem parte din român, poporul român. Gândiți-vă la poporul român. A dat foarte multe valori. Corect. Unde s-au manifestat valorile astea în România? Nu. Afară. Deci, ce n-avem noi? N-avem capacitatea de a recunoaște valoarea altora. De ce? Ce înseamnă asta? Invidie. Și orgoliu.
Da? Deci nu suntem capabili să recunoaștem pe alții care sunt mai buni decât noi. În niciun domeniu. Ba, din contră, avem un talent extraordinar de a promova non-valorile. Da? Ăsta e poporul român. La o analiză așa, banală. Am rezonat cu el. Și când am zis că poporul român e o mocirlă, îmi pare rău, am vorbit serios. Dar tocmai asta îl face valoros. Că în mocirla asta sunt nați nu feri. Și asta l-a făcut valoros și în fața lui Dumnezeu. Spre deosebire de alte popoare, la unde vă știți că la japonezi geniile sunt amestecate printre ceilalți copii? Deci nu există clasă de genii. Geniul e luat și băgat în cea mai proastă clasă. De ce? Nu. Ei consideră că este foarte important să se ridice tot neamul odată, nu vârfurile. Noi n-am făcut niciun an nici alta. Nu promovăm nici vârfurile, nici nu-i băgăm în casă cu ceilalți. Pleacă afară. Eu, teoretic, trebuie să plec afară. Adică, teoretic, o prietena mea care e numărul meu, mi-a zis, zice, acum vreo 10 ani, n-ai nicio șansă să te realizezi în poporul ăsta. Numai că eu sunt încăpățânat. Zice, dacă vrei să fii recunoscut, trebuie să pleci afară. Nu, eu sunt încăpățânat. Adică pe principiul lui cine vrea cu vot, a zis, nu? Dacă voi nu mă veți, eu vă vreau. A, lucrușneală, așa. Bun. Deci, v-am născut în poporul român. Atunci, voi aveți din caracteristicile poporului român? Absolut, da. Deci dacă mă iau și analizez poporul român, îmi dau seama despre mine. Ce are poporul român bun? Hai că are și lucruri bune. Are niște tradiții frumoase, are credință frumoasă. Ce mai are? Nu știu dacă asta e cel mai bun. Dacă e un punct foarte sau un defect. Poftim? Nu, cred că s-a născut acum. Recent. Astea frumoase. E, întotdeauna. Bun. Deci, poporul are și lucruri bune. Deci, automat, noi am rezonat și cu lucrurile astea bune. Pot să regăsesc, admițând, și există, vă dați seama, analiza poporului român. Pot să-mi găsesc calități în poporul român care există și în mine? Absolut da. Și plec de la analiză de la complex spre simplu. Bun. M-am născut în poporul ăsta român. Am părinți. Dacă îmi studiez, crezi că e important să studiez arborele genealogic? Da. Bun. Dacă pe linia mamei am un... Cum se cheamă? Haiduc. Și pe linia tatălui am un general. Bine, a fost și el 18 zile ministru. Credeți că asta are vreo importanță și vreo legătură cu mine? Absolut, da. Face parte din strămoșii mei. Și unul și altul a fost omorâți, așa? Nu știu dacă... Credeți că dacă ăsta a fost prins pentru că s-a dus la ipomnica lui în sat și l-a așteptat puterea acolo, are vreo importanță? Clar, da. Deci, fiecare dintre caracteristicile astea se proiectează la un moment dat pe noi. Sau rezonăm cu ele. Bun. Cunoscându-le, mai știu ce pot să schimb. Eu nu mă pot caracteriza pe mine. Și mai ales dacă ai 20 de ani. Când ai timp să faci nici tâmpenii, nici să-ți întâlnești 1000 de oglinzi. Dar pot să descoper lucruri despre mine prin ce? Prin subpersonalitățile materne și paterne care au deja o experiență. De ce? Pentru că am rezonat cu ele. Și atunci,
Dacă eu îmi analizez părinții, deja am descoperit o grămadă de lucruri despre mine. Păi de ce? Păi femeia din mine va fi ca și mama mea, iar bărbatul de mine va fi ca și tantă mea. Pentru că de asta am rezumat. Și fac parte din caracteristicile mele. Evident că, la un moment dat, îmi descoper lucruri care parcă nu seamănă cu mine. Da? O să dau un exemplu care mi-e foarte drăguț. O tipă la televizor și îmi zice, domnule, tot știam și eu o problemă și nu înțeleg. De ce? Mie toți prietenii mi-au făcut sex oral. Dar zice că mie nu face sex oral. Pe mine nu mă interesează sex oral. Zice, dar de ce mi se întâmplă treaba asta mie? Și căutând înapoi, de fapt, problema ei era mama ei, care îi plăcuse treaba asta, de a avea un soț foarte clasic și atunci toate dorințele se manifestau prin pizza. Așa cum se manifestă și trăiri sexuale, așa se pot manifesta și și gânduri, sentimente și instincte. Vă e clar? Poftim? Nu vorbim de stima de sine. Deci, prin noi se manifestă și subpersonalitatea maternă, și subpersonalitatea paternă, și mai suntem și noi pe acolo. Nu mai vorbesc că mai poți să ai legături cu alți strămoși care se manifestă prin tine pentru că sunt nemulțumit într-o cauză sau altă. Și uite-te pe noi cât de complex suntem. Ideea este, analizând tot ceea ce se întâmplă în familia mea, îmi dau seama cum sunt eu. Și mai e o problemă. De ce este important treaba asta? Pentru că o să aveți relații. Și există o chestie foarte frecventă care se întâmplă. Și anume copierea rolurilor părinților. Adică, tu cu a ta, acasă, părinții pleacă și, de fapt, când stai acasă, observi că ai preluat din exact rolurile părinților. Atributele mamei. Atributele pe el. Dar nu fac parte din voi. Când pot să-mi dau seama? Păi numai dacă sunt conștient de mine însumi. Și sunt conștient foarte bine de ce îmi place și ce nu-mi place. Și evident, eu preiau rolurile astea ale părinților mei în condițiile în care rezonez cu el. Bun. Dacă eu realizez că există o defecțiune, că e un defect undeva, automat nu o să mai preiau rolul ăsta. Am fost întrebat la un moment dat, cum îți dai seama? Oh, adică e întrebarea, cum să-mi spun întrebarea. Voi trebuie să vă dați seama ce nu se potrivește în voi. Și eliminarea lucrurilor care nu se potrivesc cu voi duce, de fapt, la eliberarea de subpersonalitățile astea. Maternă și paternă. Pentru că altfel o să le manifestați și o să aveți exact aceeași viață ca și părinții voștri. Adică uitați-vă bine la ei ca să știți cum nu vreți să fiți. La un moment dat, la radiestezie, ni s-a spus că nu se vorbea acolo pe principiu rezonanței și mai știu ce. Și a fost întrebat și am zis, de ce am avut eu viața pe care am avut-o cu părinții mei? Și răspunsul a fost ca să înveți cum nu trebuie să fii ca părinte. Nu sunt întru totul de acord. Pentru că nu se poate. Există și cu
cum să spun eu, dincolo de lecții, există și credințe personale. Și aici intervin și am întrebări despre bun. Sunt entități spirituale care au evoluat pe alte planete, nu s-au avut nicio treabă cu demonul, da? Și se nasc pe Pământ ca să învețe. De ce ele au probleme? Îngeri, extraterestri ăștia. Păi pentru că au niște credințe greșite. La nivel interior. Să nu credeți că îngerii sau oamenii care au evoluat pe alte planete fără să... Adică, în sensul... Voi ați înțeles cum se face evoluția unei planete și că sunt planete care au ales voința divină și nu ca noi? Da. Bun. Și acolo au apărut acei Dumnezei oameni? Da. Bun. Și că multe din gogoițe pe care... Adică, multe din lucrurile pe care spune biserica sunt gogoițe? Bun. Ei vin pe planeta Pământ tocmai pentru că nu sunt perfecți. Și oricine e perfectibil. Cum se... Știți cum se face să descoperi dacă ai o gaură în cauciuc? Bagi în apă. Pe planeta Pământ sunteți băgați la apă. Și răsufați pe unde aveți bube. Unii sunt spați complet, fără șanse de, cum se cheamă, de eșapare. Toată lumea are șanse de reșapare. Că de-aia suntem aici. Atât timp cât te-ai născut, înseamnă că ai o șansă de reșapare, să știi. Dar motivul pentru care suntem aici este pentru că avem găuri. Nimeni nu e perfect. Vorbesc serios. Mă rog. Unii mai mult. Dar suntem perfectibili. Aia e important. Oricine e perfectibil. Bun. Și ziceam. Îmi studiez părinții, îmi dau seama cum sunt eu. Inul din mine, Yang-ul din mine. Până o să-mi dau seama de raportul Yin-Yang în mine, din mine, în ceea ce privește relația cu părinții? Relația părinților mei îmi dă date despre ce, ca, despre cum văd eu relația între Yin și Yang? Absolut da. Nu. Asta vreau să zic. Adică, dacă eu consider că femeia trebuie dominată, așa, să fie acolo, la gratisă, la, cum vor fi părinții mei? Exact așa. Ați înțeles ce vreau să vă spun? Deci părinții mei sunt așa cum am crezut eu că ar trebui să fie relația dintre bărbați și femei. Vă e clar? Din păcate. Nici mie nu-mi convine. Păi a ales să fie altfel tocmai datorită oglinzii. Deci el a văzut în oglindă că nu e bine. Și în momentul respectiv, când vezi de azi 15 ani sau mai mult, până pleci tu de acasă, nu te prinzi că nu e așa? Că așa nu e bine? Poftim? Și deși face exact în opus. Face opusul. Dar cu atât mai mult, dacă vine ceva și îmi spune părinții mei sunt așa și am ales să fie așa, pentru că eu nu sunt așa, zic, bă, trezește-te. Așa ai fost. Și faptul că nu înțelegi e o negare. Tu negi cum ai fost în realitate. Și nu e bine. De ce nu e bine? Degeaba ești minunat acum. Dacă nu ți-asumi cum ai fost. Pentru că dacă nu ți-asumi, te crezi un minunat. Eu nu sunt ca ăștia. Ăștia? Deci sunt copii care își văd părinți într-un anume fel, pleacă de acasă, eu nu sunt ca ăștia, mă. Nu fac parte din ăștia. Eu sunt altfel. Dar în realitate, faptul că își taie singur rădăcinile și după aia nu știu de ce nu pot. Pentru că aici sunt niște cerți energetici, da, de pe umeri. Ce se întâmplă când nu
Când am o problemă cu părinții mei, știi ce se întâmplă? Se blochează tocmai ăștia. De la umeri. Cei care fac masajul ăsta, o fac, știu bine. Și știi ce fac astea? Unu. Blochează capacitatea de a iubi, de a primi și de a iubire. Inu. Și, și capacitatea de a determina voința. Adică Yang. De ce? Tocmai pentru că nu reușesc să integrez ceea ce ai fost. În momentul în care eu resping părinții din mine, mă neg pe mine. În momentul în care eu îi condamn, mă condamn pe mine. Și devin ca ei. Că asta e momentul în care condamni, încep să-i manifesti. Și după aia îți dai seama prea târziu că de fapt ai ajuns ca ei. Și în aceleași roluri. Se schimbă subiectul. Dar manifestările rămân aceleași. De ce? Pentru că de fapt l-ai negat. Și tot ce negi în tine, se manifestă în exterior. De ce? Păi, asta înseamnă a integra. Eu integrez în momentul în care l-am înțeles că este în mine, mi-l accept, îl iubesc, eventual îl schimb. În momentul respectiv, ce se întâmplă cu el în exterior? Dispare. Pentru că l-am integrat. Dacă nu-l integrezi, ce se întâmplă? Se manifestă în oglindă. Dacă mi iese un coș pe față, îl văd în oglindă? Coșul ăsta nu este manifestarea unei probleme de ale mele de la nivel interior? Dacă rezolv problema de la nivel interior, dispare coșul? Da. Dispare și coșul din oglindă? Da. Vă e clar? Atât timp cât coșul meu se vede în oglindă, înseamnă că nu mi-a rezolvat problema de la nivel interior care face să-mi dispară coșul de pe față. Și problema nu e oglindă. E ca și cum, știți, mi-e place de oameni, e ca și cum îi sparge oglinda că ți-apar coșuri. Deci, nu te schimbi tu, nu schimbi tu ce e în tine, spargi oglinda. Și avem această tendință să dăm vina pe exterior, pe oglindă. Toată lumea. Mai greu e să înțelegi unde greșești. Asta este îngrozitor de greu. Și îngrozitor de acceptat. Dar pot să vă spun, în momentul în care ai înțeles și ai acceptat, oglinda ta se schimbă. Bun. Ce am eu de făcut? Unu. Să mă uit în oglindă, să-mi văd coșul. Oglinda mea sunt toți cei din jur. Că e pacient, că e iubita mea, că sunt, eu știu cine, mama, cine mai trăiește, din familia mea. Automat îi reprezint oglinda mea. Reprezentând oglinda mea, eu îi văd, îmi dau seama cum sunt eu. Bun. Și am aflat cum sunt eu. Cum mă schimb. Mă duc la psihoterapeut. E o variantă, nu? Da. Ba, trebuie să circule, nu? Psihoterapeutul, hai să vorbim serios. Vreau să vă zic ceva. Un lucru pe care l-am înțeles și eu pe parcursul evoluției spirituale este că vrei, nu vrei, există un moment în care tot trebuie să faci psihoterapie. Că e pentru tine. Că e să-i ajuți pe alții. Că e... Că nu vezi. Doamne, știți ce? Știți principiul? Foarte frumos. Și foarte plastic. E mai ușor să vezi paiul din ochiul altuia decât bârna din ochiul tău? De-aia te duci la psihoterapeut. E pizza. Și poate să spună ceva înțelept. Deci... Automat. Nu, vorbesc foarte serios.
E foarte important. O să, deci, unul, tuturor celor care sunt terapeuți, recomand să ducă să facă psihoterapia asta, nici nu să pune problemă. Da? E o formă de descărcare, e o formă să scot. Știți care este una dintre formele de eliberare de probleme? Verbalizarea, lăsați-mă ultraortodoxilor care sunteți. Mă duceți la spovedanie și ăla nu spune decât ai avorturi? Da, avorturi ai? Credeți că asta înseamnă evoluție spirituală? Că te întreabă dacă ai făcut avorturi? Mă, lași. Lasă-mă. Că am văzut. O grămadă. Deci, o modalitate de eliberare de propriile voastre probleme este verbalizare. Adică, eu o scot la suprafață. Da, spovedania este o formă de verbalizare. Da? Dar atât timp cât tu nu vrei, nu poți, nu înțelegi ce se întâmplă, până și verbalizarea asta are niște limite. Dar tot este mai bună decât nimic. E doar o formă. Principiul e foarte simplu. Eu verbalizez o problemă a mea. Da? O verbalizez. M-am eliberat teoretic de ea. Dacă nu m-am eliberat de ea, ce se va întâmpla? Nu mi apare iar în oglindă. Absolut. Revenim. Deci, voi, dacă vreți să evoluați, la un moment dat trebuie să... Adică nu trebuie nimic. Știți, decât să murim. Ideal este să conștientizați propriile voastre defecte. Doi, să le verbalizați. Când aveți cui, mergeți pe stradă, întâlniți pe cineva, spui, băi, uite, știi ce părerea mea e că e așa? Și ai plecat. Bă, dacă n-ai bani. Vorbesc serios. Dacă știi voi câte spovedanii am făcut eu în tren și pe câți am ascultat. Așa că... Și a fost gratis. Așa că nu e problemă. Nu dai bani. Dom'le, te duci pe stradă. Eu nu glumesc. Suni la un centru de la, de urgență. Știi că acum sunt mulți care stau la... Și spui. E o formă de verbalizare și de liberare. Vorbesc foarte serios, mai în glumă, mai în serios. Sau ne luăm un câine. Și ce dacă? Și Ilie vorbea singur și nu era... Poftim? Nu știu dacă se eliberează, că nu știu cu cine vorbesc. Este mai problema cu cine vorbesc. Îmi spune că Ilie vorbea singur, dar vorbea cu Dumnezeu, mă rog. E altceva. Acum depinde cu cine vorbesc. Da? Poți să vorbești singur. Da, depinde foarte mult cu cine. Mă rog. Deci nu poți să intenezi decât pe cei cu care rezonezi. Deci nu. Corect. Merge și așa. Bun. Mai în glumă, mai în serios. În evoluția spirituală va trebui să vă faceți ordine în cap. Psihoterapia, orice formă alegeți, da? Este o modalitate prin care dobândiți niște metode prin care vă puteți analiza gândirea. Da? Din punctul ăsta de vedere, să știți că duhovnicia se făcea într-un anume fel. Dar analiza, să știți că întrece cu mult duhovnicia pe care o știam noi. Pentru că nu e important ce, cum, e important de ce. Și o să vorbim despre asta. Aveam o... Hai că o spun acum ca să scap de ea. Din punctul de vedere al ortodoxiei, mă rog, m-am hotărât să dau și punctul ăsta de vedere, că poate vă folosește. Eu, deci, eu nu văd viața așa. Vă dau punctul de vedere ca să-l știți. Dar până și ei greșesc. Admițând că există un păcat
Și aici vine o entitate de aia care mă ispitește. Poate să mă ispitească dacă nu există ceva care să agațe din mine? Deci problema e el sau sunt eu? Eu! Nu îi dați vina pe dracu. Asta e jobul lui. E ca și cum ai dat vina pe un agent de vânzări că te-a făcut să cumperi ceva. Aia e jobul lui. Dacă tu l-ai cumpărat, înseamnă că undeva ai vrut. Vă e clar? Bine, mie îmi place de doamnele care au fost ispitite. Și au căzut. Ele n-au vrut. Băi, admițând că e cel mai mare... Nu, haideți să vă spun ceva. La un moment dat, când vine la mine o celebră așa, care, vezi, doamne, a fost pusă de bivolar să prostitueze prin Japonia. Mă, copii. Păi dacă... Ce-ai căutat la bivolarul dacă n-ai rezonat cu ea? Ce-ai căutat dansatoare la bar în Japonia dacă n-ai rezonat cu treaba asta? Te putea trimite cineva dacă nu rezonai cu asta? Eu aș putea să fac asta? Nu. Nu rezonez. Bă, e clar? Deci ceea ce faci, faci. Pentru că pe undeva ai rezonat. Nu e de vină nici gri și nici măcar drag. Vă e clar? Și atunci trebuie să căutați în voi, da, mă rog, tantia aia. Am văzut-o abia, cred că pentru bar atât. Dar e vorba că nu își asuma niște lucruri. Adică nu își asuma faptul că și totul pleca de la bani. Da, Grip și-a făcut o școală, pe principiu, toți cei care intră în școală, plătesc lui treaba. Păi, ai intrat în MISA? Perfect. Plătești cotizații? Perfect. Așa este sistemul creat. Voi nu plătiți bani pentru Biserica Ortodoxă? Și atunci trebuie să-i dăm în judecată că vă iau bani? Și nu vă fac nimic? Și vă iau banii și la botezuri, și la mormântări, și la aia? Deși sunt plătiți? De mai multe ori? Îmi pare rău. Voi ați ales treaba asta. E de vină biserica că vă ia banii și voi îi dați? Sorry. Misa și biserica sunt două sisteme foarte asemănătoare. Numai că ea sunt și bărbați și femei. În partea aia sunt numai bărbați. Bun. Revenim. Deci nu poate să mă ispitească cineva dacă nu rezonează cu ceva din mine. Pentru că eu mă regăsesc și aici și în unde. Și atunci problema nu este de exterior. Și trebuie să vedeți. Astea sunt punctele de care se agață toți. Că sunt entități. Că sunt ce vreți voi? De asta s-a dat. Dar de slăbiciunea noastră. În mod normal ar trebui să stați în mijlocul răului așa și să zimbiți pe cum Buddha. Vorbesc foarte serios. Și să nu vă afecteze absolut deloc. Atunci sunteți ok. În momentul în care în mijlocul răului voi o să fiți luminoși așa, cu zâmbetul ăla lui Buddha, mă rog, sau puteți să-i spuneți, ca și luminarea cristică, înseamnă că sunteți ok. Și cu adevărat, cum sunteți, o să știți doar în mijlocul răului. Că de-aia vi se întâmplă. Ok. Deci sensul evoluției nu este să blestem toți demonii care vin pe mine. Și să nu-i manifest. Le dau drumul la toți să intre în mine și la un moment dat spun stop. Și manifestând. Ba, am slăbiciunea asta. Perfect. Atunci îl spovedești. Am slăbiciunea asta. Bă, ce fac? Ca să scad de... Și tot așa.
Dar sensul evoluției este să. Ok? Eu nu consider multe un păcat. Nici ce să spune, da? Pentru că am înțeles că sunt mult mai multe lucruri decât. Da? Dar, din perspectiva ortodoxă, cam asta. Și până la urmă să știți că principiul slăbiciunii este ceea ce atrage fiara. Deci așa cum fiarele rănite atrag prădătorul, așa slăbiciunea mea atrage răul. Ok? Bun. Întrebări, da? La care vreau să răspund. Poți avea o singură oglindă? N-ai cum să ai o singură oglindă. Tot în jurul tău este oglindă. De la profesia ta. Păi, dacă eu sunt, să zicem, mai, deci nu vreau să jignesc pe nimeni care face așa ceva. Dar dacă tu faci masaj osteopat, dar osteopraxia aia japoneză, se poate spune ceva despre tine această oglindă? Băi, aia presupune să chinui oameni, corect? Păi chinui, frate. Deci eu am chinuit oamenii o perioadă după care n-am mai putut. Da? Deci, am avut și o perioadă mea când îmi plăcea să vină câteodată să-i întorc mine la spate și să zic, țipă, lasă, iartă, dar mi-a trecut. Nu am mai putut. În momentul ăla m-am lăsat de osteopraxie. Pentru că n-am putut să chinui. Nici femei, nici bărbați. Vorbesc serios. Indiferent că asta le făcea bine, ca să poți să faci asta, mai trebuie să ai o doză de neiertare vis-a-vis de oameni. Altfel nu poți să-i chinui, nu poți să-i sucești mâine la spate. Am văzut o osteopraxie făcută de oameni care urăsc oamenii și am văzut o osteopraxie de oameni care iubesc oamenii. E o diferență enormă. Există. Corect. Deci până și asta poate să spună ceva despre un om. Poate să spună ceva despre un om, eu știu, locuința lui, îmbrăcămintea lui. Astea sunt oglinzi. Parfumul lui. Clar, da. Păi una este să ții un parfum fresh, alta este să miroși a flori moarte de alea, cum am mai văzut. Și dulci. Mă omor. E clar, e vorba de energie, e vorba cum stagnează, e vorba cum... O altă tâmpenie a ortodoxiei. Am auzit chestia asta cu parfumurile iadului. Bă, copii, parfumurile sunt esențe de flori. Știți că parfumurile au EBF-uri de la 200 la 1000? Da. Nici nu poți să rezonezi cu un parfum, pentru că poate să fie de o umiditate atât de mare încât te arde, dacă vreți să știți. Nu poți să te dai cu el. Îți dai odată și îl lași acolo, pentru că e prea puternic pentru tine. Da? Dacă te... Deci anumite tipuri de parfumuri atrag anumite tipuri de situații, dacă vreți să știți. Așa că, băi, dacă vedeți că în jurul vostru nu vine niciun bărbat, schimbați pentru Domnul Dumnezeu parfumul. Poate că pute. Eu vorbesc foarte serios. Eu vorbesc foarte serios. Creează un câmp. Parfumul creează un câmp. Câmpul ăla atrage un anumit tip. Trage un anumit tip de persoane. Ok? Asta trebuie să înțelegeți. Dacă nu te dai deloc, oricum o să fugă toți de tine. Că dacă miroși de săpun de casă, nu cred că vine cineva la loc toată pe lângă tine. Deci dacă nu îmbunătățești relația cu oglinda, evident că nu se schimbă nimic în viața ta. Relația cu oglinda mea trebuie să o îmbunătățesc perpetu. Știți, la un moment dat, îmi puneam problema dacă într-adevăr poți să ai o singură oglindă. Mă rog, într-o anumită perspectivă, apropo de căsătorie. Până și asta se poate. Până și asta se poate. Pentru că noi, la un moment dat, putem să-i manifestăm pe alții prin noi. Sau proiecțiile altora. Și atunci, automat, prin intermediul persoanei de lângă mine, iubită, mamă, copil, se poate manifesta o persoană
care în mod, eu știu, natural, ar fi putut să fie într-o altă situație relativ la mine. Deci asta se poate. Deci nu este obligatoriu acum ca să-mi întâlnesc toate oglindele că trebuie să trec prin bărbat în bărbat sau din femeie în femeie. Nu pot să zic dacă regret că n-am descoperit-o din prima. Nu există niciun parametru care să... Aici ține de puterea interioară, de vârsta astrală, te permite, ține de sensibilitatea personală respective. Deci un om care e bloc, bloc nu va manifesta niciodată nimic. El va fi beton, punct. El se va manifesta, adică ține un pic și de inteligența emoțională. Sunt multe. Dar mă dați seama că în funcție de evoluția unui om, nu o să mi se găsească o oglindă decât asemănătoare lui. Și adevărul este că dacă la un moment dat nu te mai potrivești cu oglinda ta, nu ai altă soluție decât să pleci. De ce? Pentru că nu mai evoluezi. Deci singurul motiv pentru care poți pleca este evoluția spirituală. Punct. Și în momentul în care cel de tine te împiedică să evoluezi din punct de vedere spiritual, atunci poți să pleci. De singurul motiv pentru care poți să te desparți este Dumnezeu. Punct. Dumnezeu însemnând adevăr. Și nu dau exemple. Moise... Cine mai e? Și Iisus e un exemplu. Da? Ei au plecat din Sfânta Taina Căsătoriei. Ca să ducă să țină postul de 40 de ani. Mă rog, toate astea, cred că le-am zis de noi. Deci e singurul motiv. Până și în Sfinții Părinți Ortodoxi, și asta e singurul lucru acceptat. Principiul rezonanței este tot timpul sau, adică se manifestă tot timpul sau parțial. Absolut tot timpul. Nu există moment în care nu se manifestă principiul rezonanței. Pentru că suntem vibrați, Domnul Dumnezeu. Și trebuie să învățați să jonglați cu vibrațiile. Să faceți din viața voastră o melodie frumoasă. Adică, trebuie, nu trebuie, nici aici nu trebuie. Știți, nu întotdeauna cearta e un lucru rău. Noi am fost învățați. Cearta e lucru rău. Aia era. Nu. Nu întotdeauna cearta este un lucru rău. E ca și cum ar spune că furtuna e un lucru rău. Un incendiu care arde 100.000 de hectare de pădure e un lucru rău? Nu. S-a demonstrat că nu. Adică, mă rog, întreaga poveste, au luat foc în Canada 100.000 de hectare de pădure, n-au reușit să le stingă, au ars. Ei, ce s-a întâmplat? În timp, alea s-au transformat în pășuni și în timp, acolo pe pășuni au apărut, s-au dezvoltat căprioarele, care au dezvoltat urși și grizzly și n-a fost decât o altă formă de manifestare a ecosistemului. Pentru noi a fost extraordinar, mă rog, s-au ars. Pentru natură a fost un lucru că se poate diferesc. Deci nu confundați binele vostru personal cu binele general. N-are nicio legătură. Da? Principiul rezonanței se manifestă oricând și la orice moment. Ceea ce ești la un moment dat, aia atrage. Și atunci trebuie să învățați când intrați într-un cerc vicios, repetitiv, și să învățați să ieșiți din acest cerc vicios sau repetitiv. Ați văzut Matrix? Da. Știți faza cu pisica? A văzut pisica trecând prin oglindă și după aia a văzut din nou pisica trecând prin oglindă. Și a dat seama că e în Matrix. Bun, așa e și viața. La un moment dat, lucrurile din viața ta devin repetitive. Când devin repetitive, înseamnă că, de fapt, nu mai înveți nimic. Și atunci trebuie să schimbi ceva. Evident, coafura. Eu mai glumă, mai serios. Trebuie să schimbi așa. Adică
Adică să rup pisica în două. Absolut. Pisica neagră. Schimbă și. Cum se manifestă neiubirea de viață conform principiului rezonanței în oglindă? E foarte simplu. Păi, știți? Puteți să facem o schemă, ca la milițieni. Un om nu iubește viața, da? Scuze. Orum. Nu iubește viața. Ce se va întâmpla în exteriorul lui? Viața înseamnă tot. Ce se va întâmpla? Plan material. Poate să aibă succes în plan material? Cu totul de a mașina, ce se întâmplă cu ea? Cățelul, pisica. Cum de acasă. Prieten. Sau, asta este când ești singur. Când te înverighetezi. Ce se va întâmpla? Ce? Nu, asta se va manifesta prin asta. Asta poate să iubească viața. O să fiți doi. O să fiți sumă. Sumă, da. Deci, ce se va întâmpla? De fapt, tu, în oglindă, o să vezi pe cineva care nu vrea nimic. Mașa. Bine. De ce e bine? Cum? Vezi adevărul. Autoimune, cancer, toate astea. Nici da, deci nu intrăm în ideea de boli, da. Acum vorbim doar de boli. Eu vă spuneam cum se manifestă, cum este cu viața. Deci dacă aveți lângă voi pe cineva care nu iubește viața, trebuie să-l organizeze voi cum stați la capitolul iubiți viața. O oglindă venețiană. Bun. Cum se manifestă lipsa dorinței de sex în oglindă? Deci, neiubire. 1. Viață. 2. Neiubirea de sex. Cum se manifestă? E clar, ăsta nu vrea să facă sex. Întâlnești unul care nu vrea să facă. Ce? Întâlnești unul care nu are chef de tine drog. Exact. Și după aceea te întreb, dar eu care sunt o minunată, de ce nu mă vrea? Păi dacă altele au chef de ele? Dacă tu nu ai iubire de sine, ce să transmiți persoanei de lângă tine? Să nu te iubească. Că nu mergi să fii iubit. Dacă tu nu te respecti, ce transmiți persoanei de lângă tine? După aia zici, dar de ce nu mă respecti? Păi dacă tu nu te respecti. Ce? Bun. Ce mai poate să fie? Corpul. Neiubirea de propriul tău corp. Cum se manifestă? Boală. Dacă tu, de exemplu, ți-ai dori o talie mai îngustă, da? Și totuși n-ai curaj să-ți scoți coastele. Mă rog, să ajungi. Dar tot îți dorești. Bă, ce mi-ai făcut să am niște coaste mai... Bă, dar ce mi-ai făcut să am? Și te vizualizezi așa cu coastele înguste. Și după aia intră o mașină din lateral în tine. Îți rupe vreo două coaste și stai în corset.
Și atunci poți să stai liniștit. Ați înțeles cum determinăm singuri? Cum atragem? Și cum vizualizăm? Ce ne iubire mai e? Eu sunt surprins cum oamenii aleg întotdeauna calea cea mai ușoară. Eu mi-am ales întotdeauna calea cea mai grea. Pentru că mie mi s-a spus în felul următor, la școală, am avut un profesor extraordinar. Și a zis, bă, dacă nu-ți propui nimic în viață, nu o să realizezi nimic. Asta se numește, am învățat așa de la o doamnă, să ai un obiectiv. Să am ceva, unde vreau să ajung. Voi, mulți dintre voi, n-aveți un sens clar al propriei voastre vieții. Unde vreau să ajung din punct de vedere material? Mă, vreți să ai un confort în 2747? Din punct de vedere profesional, vrei să predai? Din punct de vedere familial, vrei să ai o familie, să te reunești cu ea de Crăciun în fața șemineului, sub brad? Vrei să fii... Ce vreți voi? Am văzut avarul ei. Sau vrei să dormi cu capul pe caseta ta de bani. Fiecare. Sau păpușa gonflabilă. Până la urmă, fiecare cum poate. Deci, eu mi-am stabilit într-una obiective mari. Și nu m-a interesat greutatea care duce la acel obiectiv. De ce? Mă, ăsta este Everest. E greu de urcat, nu? Dar știți că Everestul se reduce la pași de 30 de centimetri? E greu să urci Everestul, corect? Dar e ușor să faci pași de 30 de centimetri. Adică, înseamnă să pun piciorul unul în fața altuia. Și atunci, în ce se transformă orice urcare pe munte? Într-o linie dreaptă și într-o plimbare. Vă e clar? Singurul care trebuie să-ți dubleze treaba asta este perseverența. Eu știu unde trebuie să ajung, dar îmi fac pașii ăia către. Și când mă uit, știți cum mă încurajez eu? Mă uit în spate. Dacă mă uit în față, mă ia cu jale. Dar mă uit în spate. Mă uit cum era. Mă uit cât m-am schimbat. Mă uit ce am putut să fac. Mă uit. Nu e vorba de mândrie sau... Nu. Pur și simplu încerc să nu uit că chiar și așa am făcut ceva. Și am fost și am ajuns. Da, exact pe principiul ăla. Cu orice cal de curs ajunge o mărțoagă. Dar... ideea este perseverența și pașii mici către propriul nostru obiectiv. Care e obiectivul vostru? Ăsta. Îmi folosește acel lucru obiectivului meu? Perfect. Merg. Mai departe. Evident că o să vă apară tentații. Depinde de voi. Aia e treaba voastră. Dar să nu uitați că întotdeauna există soluții la mai multe probleme. Adică mai multe soluții la o problemă. Eu credeam că numai una. Dar nu. Există întotdeauna mai multe soluții. Mi-am mai luat și o țeapă asta. Astea sunt... astea noi de cele mai drăguțe ispite. Când ți se face, când ești făcut să crezi că asta e singura soluție la problema ta. S-a întâmplat. Asta înseamnă... de fapt, necunoașterea și neîncrederea în Dumnezeu. Dar mă rog, nu ne-am născut nici învățați, nici... Deci, încercam să vă explic că orice urcare pe Everest se poate transforma într-o plimbare. Vă e clar? Vouă vi se pare, mamă, dacă să alerg acum maratonul,
Corect? E greu. Dar o să vedeți că fiecare pas pe care îl faceți în Bud, vă îndreaptă către. Dacă spunea mie cineva că o să alerg, eu nu am alergat 1000 de metri nici în școală, nici în liceu. Niciodată. Nu puteam. Bine, eu am fost atât de slab, mă gândesc de cum mă dezmembram după primele 100 de metri. Și dacă îmi spunea mie cineva că o să ajung să alerg pe total 6000 de metri într-o dimineață, ziceam, fugi, cu cercul. Și am făcut-o. Deci așa am monitorizat pe Adidas, deci nu cu povești, că nu. GPS-ul, numărul de pași, tot. Bine, n-am ajuns la 10.000, n-am ajuns la 42, dar de la 6.000 mai încolo e aceeași chestie. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Este doar... Poftiu? E perseverență. E greu până ajunge acolo, la 5.000. Dar după de la 5 la 10, la 10, la 20, la 20, la 40, problema e aceeași. Principiul e același. Înțelegeți? Și asta pentru că am încercat să depășesc niște pariere. În fiecare zi să faci un pas în plus. Și nu e așa de greu. Bun. Nu e vorba de voință. Fiți atenți, n-ai nicio legătură cu voința. Are legătură cu obișnuința. Obișnuința a doua natură. Problema noastră este obișnuința. Noi suntem obișnuiți leneși. O să vedeți că dacă vă obișnuiți să faceți sport, o să vă fie greu să nu mai faceți sport. Pentru că v-ați obișnuit să faceți sport. Mi s-a întâmplat și treaba asta. E îngrozitor. Deci revenirea la o viață fără sport e ca și cum ai fi... cum se cheamă? Nu. E ca și cum ca atunci când ești... cum se cheamă? De la drogă, nu. Cum se cheamă? Sevraj. Ești în sevraj. N-ai stare. Pentru că organismul este obișnuit într-un... Asta e o natură obișnuinței organismului. Bun, era o chestie foarte mișto. Nu știu, Michael Jordan, sau nu știu care, toată lumea, vai ce mișto, vai ce... Dar asta se ducea de la ora 5, nu știu, începea antrenamentul la 8 și la ora 5 era pe terenul de basket și făcea toate ghidușirile, inclusiv aruncări din toate unghiurile. În fiecare dimineață. În fiecare dimineață. I-a fost greu, cât primele două săptămâni care a trăit, obișnuință. Când devine obișnuință, deja... Vă e clar? Și atunci, de fapt, noi nu schimbăm decât obișnuințe cu alte obișnuințe. Nu vă mai fie frică de greu. Corpul ăsta, psihic-uman, are capacitatea de a se adapta. Ba, au fost alții în lagăre de concentrare, pe bune, nu... Și voi nu puteți să vă adaptați unei societăți cum e asta. Deci problema e de voi, nu de restul. Dacă un lucru este greu, faceți-l. Așa evoluați. Dacă v-ați obișnuit, mergeți mai departe. Pentru că vă plafonați. Nu vă mai schimbați nimic în voi, nu mai învățați nimic. Știți că atunci când te plafonezi, faci mai multe greșeli decât dacă perseverezi? E mereu mai bine tare decât încet. Eu mi-am lovit mașina numai încet. Vorbesc serios. Eu mi-am lovit mașinile mergând nu pe etapă, deci unde se merge tare, ci pe, nu pe, cum se cheamă, pe probă unde se merge tare, ci pe etapă, că eram relaxat. Și să vezi cum am dus direct în șant. Pentru că nu mai ești concentrat. Când e ceva care îți solicită spiritul, evoluezi. Când e ceva care îl știi deja, te plafonezi. Știți principiul rezonanței? Bag la ban, trage și păduchele la păduche? Asta e principiul rezonanței. Bă, poporul ăsta este extraordinar. Deci nici n-a trebuit să mă gândesc mult cu dacă te bagi, mă, pe rețete mănâncă porci. Deci toate astea. Le are, mă, sunt așa. Le scoate din străfunduri. Dar asta înseamnă o foarte bună capacitate de analiză, să știți, și de observație. De unde rezultă că ne-am o stare și valori bune.
În altă de idei, băi, apropo de valorile poporului român și de... Să știți că la un moment dat va trebui să mulțumim poporul ăsta că ne-a dăduit să ne naștem din el. Pentru că are o paletă atât de largă de manifestare, încât puteți să fiți ori niște ticăloși, aveți această șansă, ori sfinți. Deci aveți toată paleta de manifestare psihică. Vorbesc serios, ați avut și criminali în serie, deci aveți de toate. Mai rar, dar am fost. Și atunci, imaginați-vă un popor care îți oferă absolut toată paleta de cunoaștere. Nu aveți așa ceva în multe țări, să știți. Cum se manifestă neiubirea de oameni? Eu, cu ocazia asta, încerc să vă fac să vă analizați și pe voi dacă iubiți oameni. Eu știu că sunt mulți care zic că iubesc oameni. Vreau să vă spun ceva. Din punct de vedere al deci de multe ori, în exterior, se poate manifesta exact opusul nostru. Adică, un om cu foarte mare grijă de oameni poate să fie, în realitate, un om care, la nivel de sine, nu iubește pe nimeni. Vine cu un program către, deci, al Îngerului Păzitor care îi arată cam cum ar trebui să fie. După aia se trezește din punct de vedere spiritual, devine manifest și zice, eu n-am fost așa. Mie îmi plăcea viața. Aiurea, nu mi-a plăcut niciodată. Eu iubeam oamenii, îi ajutam. Dar în realitate nici n-a iubit viața, nici oamenii și nu i-a ajutat el. I-a ajutat Îngerul Păzitor prin el. Vă e clar? Așa sunt ca aia care stă la biserică timp de 50 de ani și deodată nu se mai duc și fac Alzheimer. I-a dus Îngerul Păzitor la biserică, i-a dat, băi, Vito, asta e calea. Și el n-a înțeles. Și pentru că n-a înțeles, îi ia lumina. Îi taie lumina. Bun. Cum învăț să gestionez această lume? Voi trebuie să învățați să gestionați lumea exterioară. Din exterior vine un impuls către mine. Cum îl gestionez? De ce se întâmplă? Ce din mine atrage acel lucru? Ce pot să fac? Noi avem două tipuri de răspuns, da? Mușcă sau fugi. Da? Cum mă manifest? Cum mă manifest să evit un lucru? El există. Faptul că nu îl... Dacă închid ochii, nu înseamnă că dispare. Principiul struțului nu merge. Și atunci, cum trec peste? Să nu crezi că n-am și eu problemele mele, am și eu dilemele mele. Există. Poftim? Mă rog. Trebuie văzut. Clar. Există un motiv pentru care se întâmplă. Este un motiv care e prezent. Bun. Trebuie să găsesc o soluție. Nu, până la urmă nici măcar nu trebuie să, văd, nici măcar nu trebuie. Pur și simplu vreau să știu de ce. Te confunzi cu el. Până la urmă, eu pot să aleg modul în care mă raportez la el. Punct. Eu nu pot, știți? Era o chestie foarte drăguță. Și asta se referă la absolut orice. Nu poți fugi de moarte. Dar pot alege modul în care, nici măcar modul în care mor, nu pot să-mi-l aleg, da? Asta e treaba lui Dumnezeu. Dar pot să-mi aleg atitudinea mea în fața morții. Atât.
pot să aleg atitudinea mea în raport cu orice și cu oricine. Pot să răspund la provocare, pot să plec, pot să manifest, pot să răspund în același mod, pot să... cum se cheamă? Pot să fac o comandă de chestii. Da? Și asta ține de mine. Și de modul cum mă manifest eu. În altă ordine, viața voastră, asta apropo de modul cum vă aranjați viața, viața voastră este, să zicem, ca o linie. Ca o linie cu 400 de metri garduri. Noi de multe ori sunt foarte preocupați de gardul ultim. Nu e cel mai important gardul ultim. Cel mai important este primul gard. E vorba de cum mă raportez la primul gard. Pentru că dacă l-am ratat pe primul, degeaba le sar pe toate celelalte. Și atunci pentru mine cel mai important gard e primul. Gândindu-vă la examenul ăla sau la orele alea sau la problema aia, voi ratați problemele de moment. Și ratarea problemelor de moment se manifestă în perspectivă. Și atunci, mai întâi rezolv problema asta, după aia la alta. Și aici nu se pune problema de priorități. Că e clar că prioritar este să ajung la Dumnezeu. Da? Băi, dar până ajung la Dumnezeu trebuie să mănânc, trebuie să-mi iau pâine, trebuie să îmi fac curat, trebuie să. Pentru că altfel n-ajungi la Dumnezeu. Adică ajungi foarte repede dacă mor de foame. Mă rog. Dar e vorba că sunt prioritare lucruri care sunt de moment și care de multe ori se pare că sunt, că te împiedică de fapt să faci ceva care este foarte măreț. Măi, tot ce pot să spun este că toți oamenii măreți au fost la Buddha. Și n-au ratat acest moment. Da? Aia se numește necesitate. Faceți o listă de necesități. Vorbesc foarte serios. Dom'le, dacă ești nemâncat, crezi că poți să evoluezi din punct de vedere spiritual? Dacă ești frustrat sexual, crezi că poți să trăiești din punct de vedere, din punct de vedere spiritual? Dacă ești nemulțumit de tine, viață, lume, Dumnezeu, poți să evoluezi. Și atunci nu trebuie să rezolvi astea? Nu sunt nevoile primordiale cele pe care le rezolv ca să pot să mă gândesc la altele? Să fim serioși, dacă unul e mort de foame, nu mai interesează pe el sub personalitate mami. Și atunci mai întâi am nevoie de necesitățile primare. Astea sunt primii pași. Mă uit astăzi în timp. Și zice, și eu ce fac? Zic, prima oară îți găsești un job. Nu, mai întâi vreau să mă liniștez. Nu, prima oară îți găsești un job. Păi da, dar nu sunt liniștit. Prima oară îți găsești un job. De ce? N-ai cum să te liniștești dacă stai tot timpul în aceeași cameră și cu aceleași gânduri. Faptul că schimbi ceva automat creează o supapă. Și în momentul respectiv, automat se produce o relaxare. Dar dacă tu stai ca un cum spun eu, ca o oală sub presiune, n-ai cum să fii liniștit. Și atunci dai drumul undeva către o activitate. Nu știu, dansuri moderne, dansuri de societate. Ceva. Ceva care să-ți întrerupă monotonia. Care să-ți deschidă o altă perspectivă asupra lumii, să te facă să cunoști altceva. Vă schimbați energia, efectiv, prin treaba asta. Cu orice. Bine, un curs cu care răzând să nu mă apuc să fac acum, eu știu ce. Apropo de oglinzi și reîncarnare, că am avut întrebarea asta.
ce legătură are oglinda, reîncarnarea și cu principiul rezonanței? Păi foarte simplu. Noi rămânem legați victime și călăi și schimbăm rolurile. Și automat regăsești și călăuși și victimele tale. Și trebuie să faci diferență. Drăguț este să nu intri în același joc. Aia este problema reîncarnărilor. Ca posibilitatea ca tu să reintri în același joc. Dacă intri în același joc, ai rămas acolo și ești obligat să o iei de la început. Și atunci e foarte important să ieși din jocurile reîncarnărilor. Că e iubire, că e sexualitate, că e căsătorie, că e relație de aia, soț, soție, amanți. E important să ieși, să o conștientizezi și să ieși. Evident, nu poți să ieși decât în momentul în care ai plătit ceea ce aveai de plătit. Nu se poate altfel. Da. La chit, ai tăi. Schimbarea rolurilor. Asta este specifică reîncarnărilor. Deci cineva care a fost șef, altădată în viața asta va fi subaltern. Să vadă cu mine. Și dacă a fost un șef bun, s-ar putea să fie un subaltern bun. Dar oricum trebuie să treci prin subaltern. Da? Deci toate. Toate rolurile trebuie inversate. Asta e cel mai simplu lucru pe care trebuie să știți. Dacă vi se întâmplă un lucru negativ, primul lucru la care trebuie, deci prima chestie la care trebuie să vă gândiți este, domnule, am făcut și eu același lucru, altă dată. Știu, nu știu asta, mă rog, până măsor, până afli, până... Domnule, orice ar fi, zic, domnule, îmi pare rău dacă am făcut așa. Domnule, îmi pare rău. Sincer, acum ce mă, ți-am omor copil. Perfect, acum ce vrei să fac? Nici măcar nu pot să regret, că am uitat. Da? Sau am făcut nu știu ce. Chiar nu mi-aduc aminte. Știi ce am făcut eu acum 2000 de ani? Nu-mi pare rău. Îmi cer iertare. Într-un altfel o aduci în viața ta. Nemulțumirile alea oricum te afectează, nemulțumirea celorlalți. Și nemulțumirea de la nivel de sine. Știți? Sunt ca două lumi paralele. Nivelul conștient cu nivelul de sine. Sunt ca și cum ar fi paralele și din când în când ies la suprafață. Persoanele prin care ies la suprafață sunt inițiații, mediumurile și schizul. Vorbesc serios. Și se manifestă. Vreți, nu vreți, în momentul în care energia internă atinge maximum, oricum se manifestă prin cineva relativ la dumneavoastră. Că nu se poate altfel. Orice energie tinde să se descătușeze. Orice energie legată tinde să se descătușeze. Orice energie închisă tinde să se descătușeze. Și se manifestă printr-un loc, prin ceva, prin cineva. Clar? Deci orice energie pe care am închis-o și pe care nu vreau să o manifest, se va manifesta la un moment dat în altă parte. Băi, e clar cu mine? Bă. Revenim la... Știți, am avut tot timpul treaba asta. Viața l-a făcut așa cum este. S-a zis și despre mine. Dom'le, și a trebuit să mă analizez. Mă, nu e chiar așa. Nu e așa deloc. Viața te scoate la suprafață cum ești. Viața nu te determină. Tu îți determini viața. Da? Eu acum stau și mă gândesc, da? Când eram mic, vreau să mă duc să fac arte marțială. Și m-am dus. Mi-a interzis tata. Dar m-am dus. Am făcut asta, cum se cheamă, facultate. Tot am mai mers. Pentru că în mine a existat acel ceva care m-a făcut să fac treaba asta. Da?
E clar că este o chestie care a rezonat cu mine. Nu mai rezonează. Nu cred că asta este o cale. Este o cale pentru unii oameni. La mine a fost o cale până la un moment dat. Nu mai este. Nu pentru că nu îmi place, ci pentru că, mă rog, așa simt. Modul meu de a fi a determinat prin rezonanță viața pe care am avut-o. Motivul pentru care viața voastră trenează așa și cum să vă zic eu, trăiți în același tipuri de energie este pentru că nu încercați să schimbați ceva din viața voastră. Că e vorba de locuință, că e vorba de loc de muncă, că e vorba de... E adevărat, stau într-un loc cât timp evoluezi. La un moment dat, dacă nu mai evoluezi dintr-o anumită perspectivă, vine să schimbi. Evident că nouă ne convine să stăm în niște limite de siguranță. Dar limitele de siguranță nu te fac să evoluezi. E evident că nouă ne place să avem control. Am înțeles niște lucruri, deja începem să le controlăm. Când apare ceva nou, dispare ce? Control. Și atunci evident că ne este greu să lăsăm ceva pentru un lucru pe care nu-l cunoaștem. E chestia cu de ce să dau rabia din mână pentru ce era de pe gard. Da? Și atunci, dar vreau să vă spun ceva. Asta vă autolimitează. Dacă nu sunteți pregătiți să ieșiți din zona voastră de confort, zona voastră de confort însemnând să călcați pe niște rezistențe interioare, nu rezolvați nimic. Voi cred că sunteți aici pentru că vă doriți să creșteți și să evoluați din punct de vedere spiritual. Ok? Asta presupune să mă cunosc, presupune să mă schimb și presupune să mă îmbunătățesc. Păi, dacă eu am aceleași rezultate în situațiile date și perseverez, credeți că o să obțineți alte situații? Dacă lângă voi există un om care nu vrea să evolueze, voi credeți că o să faceți voi să evolueze? Nu. Un om evoluează dacă vrea să evolueze, se schimbă dacă vrea să schimbe el. Și atunci nu poți să evoluezi decât lângă cineva care la rândul lui vrea să evolueze. În altul de idei, nevoile mele spirituale nu totdeauna pot să fie identice cu nevoile voastre. Și atunci voi trebuie să știți care sunt nevoile voastre spirituale și unde vreți să ajungeți voi, care e calea voastră de educație și evoluție spirituală. E clar că nu mai aveți, mă rog, eu vă zic nu, cine știe pe unde mai găsiți vreunul. Nu mai există un părinte argatul ca să luați cunoașterea asta. Corect. Ați putea să căutați. E mult să mai găsiți unul care face exorcizări. Dacă aveți nevoie de el. Dar sincer, eu cred că nu. Ce aveți voi? Ce aveți voi nevoie pentru voi? Pe calea voastră către ceea ce ați ales să ajungeți. Știți? Scopul și instrumentele. Le știți? Și ce vreau să le spună? Eu n-am timp și n-am chef. Nu. Bun. Dacă te simți bine într-o stare de confort, e clar că e într-o stare. E o neregulă. În confort acolo.
Deci, sunt oamenii care sunt căutători. Ei nu o să simtă niciodată bine într-o zonă de confort. Asta ține de, este o caracteristică a spiritului. Adică, vă dați seama că în niciun caz nu s-ar fi simțit bine un, eu știu ce, Magellan sau Columb, dacă ar fi stat frumos să facă nu știu ce, să numere porci de la pârâie. Nu era făcut pentru asta. Da? Și atunci, în niciun caz nu s-ar fi simțit bine într-o zonă de confort. Deci asta ține de natura omului. Dacă voi vă simțiți bine într-o zonă de confort, să înseamnă că nu e nici rău, nici bine, dar în niciun caz nu evoluați. Aia e ideea. Evident că ne convine să avem o zonă de confort. Pute, pute, dai călduț. Da? Și sunt mulți care stau în asemenea chestii pentru că le oferă o călicică acolo. Și evident că e greu să-i taurul de coarne și să-ți asumi niște riscuri. Dar asta ține de voi. Dar v-am zis, acum depinde ce primează pentru voi. Evoluția voastră, cunoașterea, deci Dumnezeu ca adevărul sau restul. Dacă vedeți restul ca pe mijloc, nu o să stați într-o zonă neconform. Neconfort. Sau o să vă asigurați o zonă de confort care să fie, știți cum e, cum sunt la armate, bazele. O bază de plecare. Bază de plecare pentru avioanele de bombardament. Corect. Ai nevoie de o zonă de senul ăsta de confort. Adică am un confort material asigurat de ceva care permite să văd eu de gonii mei din cap. Corect. Acum nu mă duc pe stradă, mă îmbrac în zrențe și hai să vedem cum evoluez din punct de vedere spiritual. Deci am fost tentat să fac asta odată, să văd ce se întâmplă. Mi s-a părut foarte interesant să joc un rol de cerșetor în perioadă, să văd cum e. Dar după aia am stat și m-am gândit mult și mi-am dat seama că dacă aș face așa ceva, n-aș mai fi credibil în viața mea. Chiar dacă aș spune, bă, am vrut să văd și eu cât. Să văd ce oameni întâlnești, ce știi să te place așa. Soios la ala și te duci la cerșeală. Sfântul Spiridon e vad. Ce? La mine acolo e vad. Spiridon. Da? E vad. Adică acolo e bine. E confort. Ăla e ocupat de tine, nu? Rezonanța cu boala. Știți, Francis de Assisi a înființat o leprozerie. Și în leprozerie și-a dat el seama că cea mai bună formă de evoluție este să ajuți oamenii. Da? Și acolo cei care vreau să evolueze din punct de vedere spiritual se ocupau de leproși. Puțin nu mai știe că Francis de Assisi era și mai... Cum se cheamă? Mai coleric. Și într-o zi a venit un nepros la el și l-a întrebat și nu știu ce gânduri avea și l-a repezit. Dar cum era coleric, îi mai părea și rău. Și a părut rău și a zis, hai să mănânci cu mine. N-aveau dacă măi. Drept urmare, au mâncat în același bol. Ăla, el cu degete, ăla, mă rog, ce mai rămăsese dintre degete. Acum nu știu dacă mai ai mâncat și vreun deget, da? Ideea este în felul următor. Și asta trebuie să fie foarte clar și vreau să înțelegeți. Nu pot să iau decât boala cu care rezonez. Dacă eu consider că sexul este greșit, ce să se întâmple? Acolo te lovește. Ha? Acolo te lovește. Acolo. O să fac o boală la nivelul ăsta. Eu întotdeauna am întrebat, băi, de ce spaniolii, când s-au dus ei în Hawaii sau unde ori, în Tahiti, nu mai știu, s-au îmbolnăvit de sifilis.
în condițiile în care ăia de acolo trăiau foarte liniștiți cu treponema. Erau într-o simbioză. Și vin spaniolii și fac tot sifilis. O răspândesc și în Europa așa ca să fie mai. Foarte simplu. Sunt catolic. Pentru că ăia trăiau foarte bine în comunie cu natura și pentru ei sexul nu era niciun fel de păcat, ba era un dar divin. Iar spaniolii fiind catolici, sexul era cel mai mare păcat. Și atunci problema nu era de treponemă. Problema era de modul cum priveau ei sexualitatea. Bă, e clar. Bă, oamenii erau aceiași. Deci nu pot să fac decât boala cu care rezonez. Și atunci trebuie să mă întreb de ce rezonez cu boala asta. Indiferent ce boală. E evident, dacă am greșit față de suflet, voi plăti prin azi, atacuri de panică, bol de inimă, malformații congenitale de inimă, etc. E evident, dacă am greșit față de sex, o să am malformații, etc. E evident, dacă am probleme de gândire, o să am tumor la nivelul ăla, boli. E clar? Deci, îmbolnăvirea se face pe principiul rezonanței. Păi sângele ce înseamnă? Sufletul înseamnă SN-ul, sângele. Sângele este transportorul sufletului. Deci este o greșeală vis-a-vis de suflet. Ăștia sunt oameni care de cele mai multe ori au vărsat sânge. Soldați. Cum o chema pe copil? Am zis că Alzheimer-ul este acelul care nu are ce treabă cu Dumnezeu. Este eu mă rup de Dumnezeu, mi se duce triunghiul superior, rugându-se triunghiul superior, automat se produce atrofia substanței cerebrale. Da? Toți aia sunt atei și supărați pe Dumnezeu. Deci n-am dorit unul să fie altfel așa. Că statistic, ceea ce spun eu e confirmat. Chiar dacă stau în biserică, i-a dus sânge opozitor sau mai, dar ei n-au nicio treabă. Bun. Deci poți să iei bolile cu care răsunezi. De ce ți-e frică de aia nu scapi? Știți? Principiul? Cine a zis treaba asta prima oară? Adică cine a zis așa ceva? Hristos zice cu e frică că își va pierde sufletul? Îl va pierde. De ce? Păi ți-e frică că îți pierzi sufletul. Ce se întâmplă? Ți-e frică că îți pierzi sufletul pentru că? Da? Și atunci ce se întâmplă? Apare situația, eu atrag situația care o atrag prin frica mea. Fricile sunt de fapt programe din suflet care conectează la situațiile exterioare. Deci dacă eu vreau să schimb oglinda în exterior, trebuie să scap de fricile mele. Da? Deci dacă eu mie nu mi-e frică de la... Nu pare. Vrăjitoarele, farmicele, făcăturile și descântăturile. Deci programele din suflet de frică determină manifestarea în exterior. Deci nu vă mai fie frică. În Reiki, ce se face când ți-e frică? Trimit lumină. Aia cu îmbrățișarea nu-i din Reiki. E neo Reiki. Non-tradițional. Poftim? Nu, ca și. Sunt și îmbrățișării de Reiki. Există îmbrățișării de Reiki. Bine, Oșu mai spunea că îmbrățișarea e cea mai bună formă de terapie. Corect. Deci, trimit lumină fricii mele până când
dispare. Și e adevărat. Pot să-mi imaginez, îi dau lumină și o înconjur lumină până când dispare. Dacă nu există în sufletul meu, automat apare și în exterior. Bun. Dacă există karma și Dumnezeu, cum este legea rezonanței din moment ce deja vin cu niște lecții? E foarte simplu. Eu rezonez cu lecțiile cu care am venit. Deci de asta, pe principiul rezonanței merge chestia cu planetele și cum mai știu eu ce. De fapt, ziceți că chestia cu planetele este o interpretare a unor lucruri care au rămas mai de demult, dar care nu au nicio legătură cu realitatea astrologică. Astrologia nu are nicio treabă cu astronomia sau cu nici mai. Dar au rămas niște, cum să spun eu, ca niște coduri. Da? Dacă observi mai multe persoane, da? Cu un anumit tipar, care se nasc la un anumit moment, evident că poți să spui că și următoarea care se va naște va avea acel tipar. Dar astea sunt niște date generale. Cum aș spune că argeșanul este perfect caracterizat de poporul român. Nu. Am. Evident că am un caracterizat de poporul român, dar nu sunt. Eu cred că totuși sunt atipic poporului român. Adică eu nu sunt genul care să țip, bă, uite aia. Eu pun mâna și iau aia de pe jos dacă mă deranjează o banană, știi, aruncată pe stradă. Mă duc și iau, nu îl înjur pe ăla care a aruncat banana, pe ăla care a vândut-o, pe ăla care a importat-o. Așa face poporul român. Aruncă unul o banană, facem o comisie, o comisie guvernamentală, studiem, ne luăm și o secretară, facem și un consiliu. Îl luăm pe ăla care a aruncat-o, pe ăla îl lăsăm la sfârșit. Da, ăla care i-a vândut-o, pe ăla care a aruncat-o, a avut acte la care a vândut-o. Da. Și tot așa. Deci, cam așa acționează român. Cât ajung în schimbarea modului de a gândi, cât influențează ceea ce simt, mediul în care trăiesc. Și cum se îmbină cu tipare și convinge moșnică de la ceilalți. Ajută schimbarea tiparului gândirii mele, viața mea. Corect. Dar degeaba sunt bun. Și aici ajungem la secretul. Toată lumea a citit secretul și toată lumea a vrut să facă ceva și n-a reușit. Corect. Tiparul gândirii îi ajută cel mai mult pe aia care au valori bune. Ceea ce te face să poți determina în jurul tău este lumina interioară, DH-ul. Prin intermediul cui? Prin intermediul SN-ului. Deci dacă eu am SN-ul mare și DH mare, am capacitatea de a determina mare. Dar eu sunt blocat de cine? De mine însumi. Că n-am încredere în mine, că nu mă iubesc, că zic că-s prost, că eu știu ce mai ziceți voi. În momentul în care schimb modalitatea de gândire, evident că se manifestă darurile, harurile și potențialele mele divine. Ați înțeles? Deci pentru cei care au lumină interioară mare, schimbarea modului de gândire, știți cum? De azi pe mâine se schimbă toată viața lor. Corect. Despre asta e vorba în secret. Dar dacă eu am DH mic, SN mic, deci capacitatea de a determina mici, o să schimb eu tiparul cât e hău, nu o să schimb în jurul meu nica. De ce? Pentru că vine ăia. Care zice, Argeșan nu are voie casă. Argeșan nu are voie aia. Argeșan nu are voie aia. Și tu vrei să faci și zang. Și tu vrei să faci și zang. Știți faza aia? Ori sunt de ăștia care visează la bani mult, știți? Și pun pe tapet tot felul de business-uri. La, la, la. Și când să se întâmple? Buf! Dar e firesc să întâmple așa. Dacă n-ai voie la banii ăia, nu se țează cât e hău. Că n-ai voie. Vă e clar? Și atunci, nu e destul să-mi schimb tiparele gândire aici la cei la DH mic. Eu de ce vă spun? Bă, trebuie să creșteți și asta și asta. Pentru că aici stau drepturile divine. Dacă n-ai SN-ul programul de casă, cum îl construiesc? Perfect. Vă duceți, construiți benevol, biserici, ajutați la ctitorii. Vorbesc foarte serios. E o formă de plată.
auziți de o biserică mai dar și voi un bănuț să vă treacă acolo. Și atunci se aude Titor, Dragoș. Nu e vorba de ego. Nu e vorba de ego. Dar se aude sus. Bă, Dragoș, e Titor. Hai să îi mai dăm și noi acolo, măcar o garsonieră, confort 2. Eu vorbesc serios. Dar bineînțeles că te deblochezi. Deci în momentul în care astea cresc, se văd deblocările, dar degeaba. Deci aici, dacă nu schimbi tiparul gândirii, degeaba le ai. Aici, dacă schimbi tiparul gândirii, tot degeaba că l-ai schimbat. Până nu îți rezolvi problema asta. Pentru că odată ce vii cu o karmă, aia te afectează. E norul la negru care dărâmă. Și Manole construia și venea noaptea și se dărâma și iar construia și iar se dă. Până când a rezolvat-o pe Ana, nu Manole. Din când în când mai strebe câte o Ana. Adică Ana era karma lui. Nu mă, ea i-a preluat karma. Deci, jertfa ei, acum vorbesc serios, jertfa aia a preluat karma. Dar nu crezi că atunci când am fost mic și m-am dus la curtea de Argeș și stăteam să auzi să văd dacă nu au pe Ana? Eu chiar am crezut că a zidit-o. Da, mă rog. Dacă poți schimba soarta și pentru, și pentru cât timp? Evident că da, odată ce ai schimbat-o, nu mai ai aia care puteai să o ai. Știți-mă în principiu, bă, voi nici români nu sunteți. Schimbă omul locul, schimbă și norocul. Clar, deci se schimbă ceva în energiile lui. Câteodată trebuie să pleci, câteodată trebuie să stai, câteodată trebuie să te duci în altă țară. Să schimbi ceva în jurul tău. Voi trebuie să aflați ce anume trebuie să schimbați să vă fie mai bine. Întotdeauna e loc de mai bine. Ideea este nu, știți că mai binele este dușmanul binelui. Nu e vorba să schimbați tot. E vorba, eu vorbesc strict pentru voi ca spirite. Deci eu mă refer la partea materială ca adjuvant și ca, cum spun eu, motor al părții spirituale. Da? Eu nu vorbesc de ăștia care zice că domnule, dați averea aici că nu e bine că mă duceți în iad. Lăsați nouă casele. Și avem noi grijă de voi. Da? Sub pretextul că nu. Eu zic, în numai de vedere puteți să aveți orice. Absolut orice. Vă doresc să aveți absolut orice. Puteți să vă dea lumea asta, dar să nu fiți atașați de ele. Adică, știți cum? Să le ai și să le tai cu aceeași naturalețe. Și a terminat misiunea parte de mine? La revedere. Obiect, casă, mașină, absolut proces. Să nu fiți atașați de lucruri. Vorbesc foarte serios. Detașarea se învață cel mai greu. Toată lumea, vreau și eu un loc al meu. Dar pentru ce? Ca să te atașezi de un loc? De ce se spune, păsările au cuiburi, vulpile divin, dar fiu omul, n-ai unde să-și pună capul. Deci nu aveam voie să fie atașat de nimic. Bine, acum nici să stați pe drumul. Nu cred că e o soluție. Dar nici să fiți atașați unui lucru. De multe ori te plimbi dintr-o parte în alta special ca să te detașezi. Păi nu. A stat în locuri bune. Nu era Hilton, dar era eu. Este suficient să te schimbi doar tu. Bineînțeles că dacă te schimbi, tu se schimbă tot în jurul tău. Inclusiv oamenii se schimbă în jurul tău. Pentru că răul care se manifestă prin ceilalți relativ la mine este răul meu. Deci răul pe care îl manifestă ceilalți relativ la mine este al meu. Răul n-are mai voie să-mi facă treaba asta. Dacă nu i-ar fi îngăduit de Dumnezeu, relativ la mine. Deci e lecția, școala, plata, mea. Când le dați vina pe ceilalți? Deci nu poate să facă nimeni nimic fără voia Dumnezeu. Bun, dacă ți-a îngăduit. Dar de ce ți-a îngăduit? Clar că ai ceva de învățat.
vorba că suferința te apropie de Dumnezeu. Suferința înseamnă că undeva greșești. Suferința înseamnă că undeva greșești. Mă, ați iubit și voi vreodată pe cineva? Bun. Și ați fost împreună și ați fost geloși, da? Bun. Și v-ați despărțit, da? Și n-ați mai fost geloși. Da? Când îl iubeți? Dacă iubești un om, zici că îl iubești și zici, îl iubești, cum arăt. Bun. Și atunci problema unde e? În modul în care înțelegi iubirea. Că de-aia suferi. Dacă eu sufăr, că tu, Doamnă, vorbești cu Domnul, problema e a ta, că vorbești cu Domnul, bă, poate ți plec de sel sau problema e a mea. E a mea. Bine, acum depinde de ce vorbești. Dar tot a mea rămâne. Bun, nu. Poate să mă nemulțumesc, dar am promovat de suferință și trebuie să spun, da? Și atunci se stabilesc limite, corect. Dar de vorba de momentul în care tu te manifesti. Suferința ta este o problemă a ta. Este un semnal că ceva nu e în ordine. Poate să fie de vină celălalt. Evident că nu poți să stai dacă omul respectiv ești tu calcă pe rângul. Dar în același timp, e clar că suferința ta îți dă date despre tine. Despre sufletul tău. Cum influențează ceilalți soarta ta? Evident că te influențează ceilalți soarta. Dar în măsura în care pot și au voie. Și pot și au voie în funcție de cine? De Dumnezeu. Și de noi. Și de mine. Și evident de Îngerii păzitori ai karme. Dacă mi-am rezolvat karma, mai rămâne Dumnezeu și eu. Dacă nu mi-am rezolvat karma, în funcție de cât e de mare, e mai mult Dumnezeu sau karma. Da? Pentru că eu apar în momentul în care nu mai există karma. Deci dacă mai există plățile karmice, nu întreabă, nu interesează pe nimeni ce părere are Argeșanu. Te duci, deci n-ai nicio importanță. Cunoașterea pe care o ai, puterea pe care o ai. Poți să știi 1000 de algoritmi. Aici, ide. Te vei duce pe sfoară. Știți că ți-e din curte care se plimbă pe sârmă? Așa ești. Până când îți plătești tot. Și după aia, când ți-ai plătit tot, tu ești liber. Până mai găsești o sărmă. Cum se explică vindecările prin schimbarea percepției și modului de a trăi dacă există karma? Tocmai v-am spus. Dacă îți schimbi, se schimbă vindecă. Deci dacă să te vindeci doar prin schimbarea percepției și modului de a trăi, este pentru că în realitate nu ai karma. Da? Pentru că altfel vindecări se explică doar prin plătirea cui? A karmei. Dar mă mai spun ceva și nu mă contrazic. Există boli ca școală. Pentru că unul care n-are mâini și n-are picioare și s-a născut așa, pe ăla poate să-și plătească și karma și să ajungă și sfânt, tot nu va avea mâini și picioare. Aia e o școală. Deci există și boli tip școală. Că ești orb, că ești surd, că ești ceva. Cumva. Alea sunt forme de școală. Că ai un handicap. Că. Alea sunt forme de școală, de smerenie, de formă de plată karmică rapidă. Sunt multe. Dar de multe ori de școală. Nu e clar? Și că dacă formele sunt formă de plată karmică, mai devreme sau mai târziu, oricum ai parte de ele. Înseamnă că rezonezi în diferent de modul de viață? Nu. Există niveluri spirituale. La fiecare nivel spiritual întâlnești alte lucruri. Evident că există o ierarhizare inclusiv a entităților negative. Pe măsură ce urci, întâlnești entități negative de diverse niveluri. Și chiar când ai trecut și de entitățile negative de diverse niveluri, îi întâlnești pe cei care folosesc entități negative.
Și ăla e stadiul ultim. Și dacă supraviețuiești, mergi mai departe. Există posibilitatea transmutării karmei? Da. Am zis, da? Biserica Reiki și alte inițieri sunt doar etape până la descoperirea maestrului interior și potențialului existent în fiecare om? Bă, nu. Asta sună foarte frumos. Asta e o gogoașă atât de mare. Potențialele divine sunt date de semneu. Deci, cum să spun eu, fiecare om se naște cu anumită calitate de semneu în funcție de ceea ce a făcut în alte vieți. În niciun caz, dacă îți descoperi, dacă eu descoper că am un suflet mic, tot un suflet mic o să am, mă. Eu, când m-am trezit, eu așa, și m-am gândit că sufletul poate fi măsurat, am descoperit că sufletul meu are 28 de centimetri. Mă, era mic? Față de alții. Cineva de atunci, în apropierea mea, avea un metru și un pic. Era atât de bună ființa aia, că mă ardea bunătatea ei. Și atunci a trebuit să fug. Ei, în timp am înțeles cum se schimbă. Evident că tot ce ține de sufletel este o formă de evoluție. Adică, faptul că postez, mă rog, fac lucruri bune, face să mă eliberez din SN-ul pe care l-am pierdut alte dăți. Eliberând SN-ul de alte dăți, automat îmi crește SN-ul. Creșterea de SN-ul automat îmi cresc potențialele divine. Crescând în potențialele divine, automat, mi se schimbă ce? Viața. De asta zic eu voi pozul găcine prarinaje. Pentru că voi elibera SN-ul. Eliberarea SN-ului automat vă duce la alt nivel. De asta vă zic, băi, sfinți, băi, aia, băi, aia. Să vă eliberați pe voi în altă dată. O să vezi că vine un nivel la care începi să pleci. Să te duci să ții SN-ul de prin alte părți. Din România. Că e în afară. Că te ajut. Se poate să sări peste etape prin schimbarea percepției? Nu. Pentru omul cu adevărat credincios, biserica este în sufletul lui. Din moment ce toți avem conexiune cu sursa, mersul la biserică și maestru, nu face cum să-și dea puterea altuia, ba da. În loc să o caute în el, evident există un moment în care voi dați puterea voastră altora. Când vă duceți la școală, că veniți aici. În momentul ăsta am dat puterea mea mie și prin mine vi se răspund la niște întrebări. Totul este să nu faceți din asta o obișnuință. Simplu, fapt că vezi, poate sar pe geam. Simplu fapt de a mai stai și lângă geam. Simplu fapt de a vota presupune că dați din puterea voastră altora. La toți. Și atunci. Ideea este să vă luați sufletul ăsta înapoi când aveți nevoie de el. Nu să-l lăsați acolo. Nu face omul dependent de aghiazmă, mirmă, dar nimic. Absolut, da, dar este o formă. Prima oară le înveți valoarea, după aia înveți să scapi de alte atașamente. Ideea este pe următor. Voi ați avut vreodată cum se numește oare, mă, cu pisica neagră, cu canalul, cu superstiții? Ați văzut ce greu să scap de superstiții? Ați scăpat de ele? Și le-ați înlocuit cu altceva. Bun. Ideea este, câteodată noi avem nevoie să înlocuim niște lucruri cu alte lucruri, da? De cât astea sunt pozitive. În perspectivă, să știți că și eu am o perioadă în care am portat la gât mătănii, alea, am avut un borset, aghiazmă. E o etapă prin viața fiecăruia, pe care eu o recunosc, da? Cum e Orest, așa, că are și el mătănii pe la mâini, pe la... Am avut și eu etapa aia. E o etapă în viața fiecăruia. Dar la un moment dat îți dai seama că nu ăsta e. Nu asta e credința. Tu trebuie să poți să te ajuți dacă n-ai lumânări, dacă n-ai mătănii, dacă n-ai cruce, dacă n-ai aghiazmă, da, ce faci? L-ai pe Dumnezeu. Ai. Când ești în echilibru yin-yang, cum se manifestă oglinzile?
Păi foarte simplu, vei întâlni oameni mult mai echilibrați. Dar te vor căuta și ea neechilibră, care nu sunt în echilibru. Tocmai pentru că faptul că ești în echilibru, le... Da. Da. Simt că îi poți ajuta și simt că ai acel ceva care lor le lipsește, adică echilibru. Evident, în momentul în care atins la echilibru, entitățile demonii o să încerce să te dezechilibreze, că lui nu-i place echilibru, lui nu-i place armonie. De ce este îngăduită perturba echilibrului odată atins? Păi, cum să spun eu, nu poți să urci scările dacă ești în nemișcare. Echilibru înseamnă nemișcare. Mișcarea înseamnă dezechilibru. Da? Și atunci, ai ajuns în echilibru. Perfect. Dar mai departe, nu trebuie să faci un dezechilibru ca să urci următoarea treaptă, ca să ajungi în echilibru? Și tot așa. Un pas, dezechilibru, echilibru. Un pas, dezechilibru, echilibru. Și tot așa. Asta este toată viața noastră. N-aduci un picior lângă alt picior. Când ai adus piciorul ăla, ești în echilibru. Când ai făcut pasul următor, de-aia ai produs deja dezechilibru. Bun. Acestea fiind zise. 1. Mă interesează să înțelegeți că universul ăsta este oglinda voastră. Tot în jurul vostru este oglinda voastră. Cursurile pe care le faceți, oamenii cu care vă duceți la inițiere sau participați la alte cursuri, fac parte cumva din oglinda voastră. Și trebuie să vedeți ce aveți voi de învățat în oglinda asta. Asta este de fapt sensul oglinzii. Să mă recunosc pe mine. Când te recunoști pe tine, îți recunoști și bunele și defectele și în perspectivă ai șansa să te schimbi. Acestea fiind zise, vă doresc o seară bună. Am depășit ora.